Comuna Prahoveană Provița de Jos are de ani de zile rețea de gaze. Drumurile din localitate sunt asfaltate în proporție de aproape 100%, iar administrația locală se poate lăuda cu un sediu de primărie, o sală de sport și un cămin cultural modernizate. Cu toate acestea, localnicii se confruntă cu o mare problemă, și anume lipsa unei rețele de alimentare cu apă. De ce nu s-a rezolvat această problemă până acum și ce soluție s-a găsit în acest sens, aflăm de la primarul comunei Provița de Jos, domnul Mihai Dumitrescu. Cum de nu s-a rezolvat această problemă până acum? De ce nu ați putut să introduceți o rețea de alimentare cu apă și canalizare? Așa este, aveți dreptate. Provița de Jos și Provița de Sus nu au alimentare cu apă. Este o problemă destul de spinoasă datorită faptului că nu avem surse de alimentare cu apă și aș vrea să vă informez și să informez și concetățenii mei că încă din anul 1993 am elaborat un studiu de prefezabilitate pentru alimentare cu apă. Studiul a fost executat de compania Consproiect, fostul institut de proiectare Prahova. Soluțiile la acea vreme date de Consproiect erau următoarele. Ori puțuri cu adâncime mică și diametru mare sau din sursă de alimentare din puțurile furate la Măgureni, furate la o adâncime de 100 de metri. Comuna Măgureni ne-a refuzat colaborarea și bineînțeles că aveau dreptate pentru că de-abia puteau asigura necesarul de apă pentru locuitorii săi. Iar soluția cu fânteni cu diametru mare și adâncime mică n-a fost fezabilă pentru faptul că vara aici fântânile seacă. Și de asemenea aș vrea să vă mai informez că încă din anul 2007 noi am elaborat un nou studiu de fezabilitate pentru alimentare cu apă și canalizare în paralel, dar soluția pentru propusă de SECE Protelco și aprobată de Societatea de Gospodărire a Apei Prahova a fost cu stație de pompare din Albia Rulii Prahova, din conducta care vine de la Băneș spre Cornu și Breaza. Am luat avizele necesare, am întocmit și certificatul de urbanism. După aceea ne-am asociat cu localitatea Provița de Sus și am depus la Agenția de Plăți Târgoviște studiu și cererea de finanțare pentru a fi finanțată această investiție mare. Și ce s-a întâmplat? Agenția de Plăți ne-a comunicat că nu ne-am calificat pentru că localitățile județului Prahova sunt considerate localități bogate în comparație cu cele din zona Delta Dunării, cu cele din Oltenia sau din nordul Moldovei. Într-adevăr, nici o altă soluție nu poate fi adoptată pentru faptul că valoarea alimentării cu apă, investiției, se ridică la 2 milioane și vreo aproape 400 de mii de euro, deci peste 100 și ceva de miliarde vechi, iar o altă soluție nu putem adopta. Ca să te împrumuți, îți trebuiesc garanții enorme și nicio bancă nu îți oferă o asemenea valoare. Aproape că nici municipiile nu pot obține un asemenea împrumut și atunci singura soluție este încercarea depunerea încă o dată a studiului de fezabilitate refăcut și a cererii de finanțare pentru o nouă rundă, o nouă sesiune de solicitări de fonduri nerambursabile. Știu că în urmă cu câțiva ani ați primit o sumă de 100.000 de lei din partea Ministerului Dezvoltării. Ce ați reușit să faceți cu banii respectivi? Așa este.
Ministerul ne-a alocat 100.000 de lei pentru proiectul tehnic și pentru avize. Această sumă s-a cheltuit legat de Asociația Intercomunitară, deci banii au fost cheltuiți în acest fel. Nu am mai putut continua pentru că localitatea Provița de Sus s-a înscris în sistemul Hidro Prahova, sperând că aceștia pot ajuta să introducă rețeaua cu fonduri de la dânșii. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar colaborarea cu Ministerul a fost întreruptă pentru că noi am trimis hotărârea Consiliului Local de a continua investiția, însă Provița de Sus n-a putut să trimită, fiindcă era asociată la Hidro Prahova. În aceste condiții, cum se descurcă locuitorii? De unde au apă de băut? De unde au apă pentru animale? În general, oamenii au fântâni în curte, iar cei care nu au, vin la un izvor așa pe care noi l-am construit cu o adopțiune pe o distanță de 600-700 de metri de la stânca din satul Piatră, o adopțiune care vine pe conduct de un țol și jumătate și în acest fel rezolvăm problema alimentării cu apă și aș vrea să vă spun că de la această sursă iau apă aproape toți bucureștenii, așa, cei din zona noastră, cei de la Provița de Sus, o parte dintre dânsii și o să și mergem acolo să vedem izvorul. Învecinate. Pentru locuitorii care au fântână în curte, cât de potabilă este apa din aceste fântâni? Depinde de fiecare cum, ce analize a făcut. În general, zona noastră este expusă la ca apa să fie infestată cu nitriți și nitrați. Dar aș vrea să vă mai spun următorul lucru. Și poate că acest fapt este bun să audă și concetățenii noștri. În anul 2004-2005, după ce am construit sala de sport Provița de Jos, am chemat o societate care ne-a furat un puț la vreo 35 de metri. Și am avut surpriza că apa să fie sălcie spre sărată. De asemenea, în 2009, când ne-am mutat în noul cămin, în acest edificiu, am săpat la fel cu societate o fântână de diametru mic la 33 de metri, sperând că în această zonă vom găsi o apă mai puțin dură și nesalină. Dar nu a fost așa. Apa este și aici sălcie spre sărată. Și de asemenea, în ultimele zile, aș vrea să vă informez că societatea care a construit o fabrică de lapte pe teritoriul nostru a săpat o puțuri cu o societate din Covasna, unul la 45 de metri și au dat de sare, apă sărată cu miros de gaze și de țiței și după aceea au săpat peste drum la o adâncime de 25 de metri și la fel au dat de apă cu sare. Ceea ce înseamnă că noi ne aflăm pe un bloc de sare și de fapt cei de la prospecțiuni geologice din industria de petrol știau acest lucru pentru că atât localitățile din Dâmbovița, Vișinești, Iedera, Valea Lungă, cât și Provițele, până Câmpina, o parte din Câmpina, Telega, Vârbilou, Dumbărvești și până la Slănic Prahova, suntem situați pe un bloc de sare și peste 20 de metri apa nu este potabilă, este foarte dură și sărată. Deci, practic, nu aveți nicio șansă să alimentați comuna cu apă din sursă proprie. Într-adevăr, nu avem nicio șansă și pentru că eu înainte am lucrat la un institut de proiectare, la IPCUP Ploiești, filiala din Câmpina, am executat aceste studii de fezabilitate pentru că ele ne dau o estimare a consumurilor materiale și a volumului financiar a investiției și am constatat că nu putem să facem această
aceste investiții, alimentarea cu apă și canalizarea, dacă nu obținem fonduri europene. Ne-ați bătut în acest sens, însă nu am reușit datorită acestei chestii și aș vrea să vă mai spun că poate populația a văzut din mass media și din emisiunile de televiziune că în perioada 2007-2008-2009 banii au fost concentrați către un anumit minister, al cărui ministru merge acum până la instituțiile abilitate ca să răspundă despre ce acțiunile sale din acea perioadă și n-am putut, deși obține finanțare, deși la acea vreme România absorbise doar 7-8% din fondurile europene. Sperăm ca în acest an... Deci, practic, s-a ajuns în situația asta și din cauza criteriilor politice, ca să spunem așa, nu? Și din cauza criteriilor politice și a faptului că unii miniștri trebuie să se asigure că lucrările de investiții ajung la anumite persoane. Mai ales că nu e orice fel de lucrare. Este vorba despre alimentare cu apă impusă de Uniunea Europeană. Așa este. Așa este și... Poate adiacent acest lucru, aș vrea să vă informez că anul trecut am avut o vizită a unui fost primar din regiunea de sud a Italiei, Nicola Palieri se numea, care a venit cu o propunere să facem un proiect comun, atât noi cât și localitatea comună din care venea acest primar. Noi am marjat pe alimentarea cu apă și canalizarea și dânsul mi-a zis, domnule, trebuie să avem același obiectiv, iar la noi, în Italia, toate localitățile au alimentare cu apă. Și pentru că am adus acest lucru, deci n-am putut să facem colaborarea, dânsul voia să facem un stadion sau un parc. Ceva de care aveau și ei nevoie. Ori pentru noi, Provița de Jos, și pentru, mai ales pentru bucureșteni, situația cea mai... importantă, așa, cea mai necesară la ora actuală este alimentarea cu apă. Voiam să spun că există și aici, legat de localitățile din România, de fapt de primăriile din România și cele din Uniunea Europeană. În străinătate, dacă vrei să dezvolți ceva, dacă vrei să faci o investiție importantă, statul îți asigură garanția și îți plătește o mare parte din împrumutul realizat pentru investiția respectivă. La noi am încercat pentru acest cămin să ne împrumutăm vreo 3-4 miliarde, a trebuit, am garantat 150 de hectare de teren la vremea respectivă, dar banca cu care începusem tratativele nu a fost de acord și ne-a cerut și garanția cu bugetul. Ori acest lucru nu puteam și, de fapt, la noi, ca să în momentul în care soliciți un împrumut, trebuie întâi să ai aprobarea Ministerului Finanțelor pentru acest lucru și suma maximă cu care poți garanta reprezintă cam 25% din bugetul localității respectivă. În acest sens nu s-a putut realiza nimica și există o simpatie pentru, în general pentru primar, care este considerat țap ispășitor al tuturor problemelor, de o parte dintre locuitori. Primarul întotdeauna e vinovat. A spus acest lucru ca să facem o comparație din ceea ce este în România și posibilitățile noastre de a obține o finanțare pentru un volum atât de mare de investiții, cât în comparație cu cei din Uniunea Europeană care au garanția statului și ajutor din partea statului. Din această cauză, în alte țări nu există localități fără nealimentate cu apă, cum se întâmplă exact la noi. Și aș vrea, pentru că tot vorbim de finanțări, așa, aș vrea să mai spun următorul lucru. Eu am făcut și o adresă la Parlament și la Ministerul de Finanțe. Noi, cei din localitățile de deal și de munte, suntem oarecum văduviți de impozitul pe teren. În localitatea Provița de Jos, 42-43% din suprafața localității este ocupată de pădure.
Pădurea este a statului și este administrată de Rom Silva. Pe această suprafață, destul de mare, aproape 1100 de hectare, noi nu primim și nu încasăm niciun șfanț. Spre deosebire de localitățile din câmpie, care sunt mult mai întinse și ele obțin impozit pe teren de pe întreaga suprafață. Nu au pături și taxează, impozitează absolut toate terenurile. Iar la formula de calcul, care este o formulă stabilită de Ministerul de Finanțe, nu se ține cont de acest lucru și am făcut o intervenție în acest sens. Am vorbit și cu președintele Comisiei de Buget din Senat, un domn senator din județul Alba, care mi-a spus că și la dânsul venind din Alba, Moții și localitățile din zona Moților și a Moților Apuseni pățesc același lucru. În acest fel ați adunat niște bani la buget cu care ați putea să faceți investiții chiar și pentru sistemul de alimentare. Așa este, cel puțin pentru investiții cu volum mai mic de bani am putea să facem și de aceea tot ce am făcut noi pe aici, pe la Provița de Jos, cred că este un lucru bun. Și dacă îmi mai permiteți, aș vrea să vă spun că înainte de 89, foarte multe localități din județul Prahova au executat alimentări cu apă. După 89, vreo câteva au făcut extinderi de alimentări cu apă, iar alimentări noi de apă, cu ajutorul Consiliului Județean și a domnului președinte Cosma, s-au făcut decât în zona unor localități rurale, în zona orașului Vălenii de Munte, din sistemul Teleagen, de acumulare Teleagen. Eu vă propun să mergem acum și la izvorul de care ne spuneați mai devreme, să vedem ce soluție provizorie ați găsit pentru alimentarea cu apa a comunei. Da, mergem. Și mai vorbim și acolo. Sigur că da. De unde vine apa? Apa vine de la 700 de metri de sub o stâncă și este captată pe această conductă de plastic. Ea nu are legătură cu exteriorul. Este o apă pe care bunicii, străbunicii noștri au consumat-o din vechi timpuri. Deci e potabilă, bună de băut, nu doar pentru animale, pentru gospodării. Din analizele care le-am făcut noi, nu are nitrit și nitrați această apă și aș vrea să informez populația că și bucureștenii care au luat apă de aici au dus probe la apa nouă la București și de asemenea dânsii au spus că apa este potabilă. Legat de sistemul de alimentare, permiteți-mi să vă informez că porțiunea de lucrări care se execută pe teritoriul localității Poiana, respectiv stația de pompare sub traversarea și cei 3,3 km de conductă de polietilenă de 110 mm, care vine până la rezervorul de apă de 250 de metri cub din vârful crucii, sunt considerate lucrări neeligibile și acești bani va trebui să procurăm noi, ori cu ajutorul Consiliului Județean, ori din împrumuturi. Deci, în afară de cele 120 de miliarde la lucrare în sine, la rețea, se mai adaugă încă 60-70 de milioane de miliarde de lei pentru lucrări neeligibile care se execută pe teritoriul Poienii și aici avem în vedere că între timp pe strada Rămanu pe care este pozată conducta de aducțiune din stația, de la stația de pompare de la pod, de la podul Vadului până în vârful crucii, este executată, va fi executată pe strada Răgman. Proiectul când urmează să-l depuneți ca să atrageți fonduri europene? Proiectul trebuie să-l depunem în luna aprilie și ne străduim în acest sens să refacem documentația, în general devizul și lucrările adiacente, pentru că între timp valoarea monedei euro a crescut și sigur că și față de ceea ce avem noi, aceste valori sunt un pic mai mari. Ce presupune această lucrare? Această lucrare este o lucrare destul de complexă și în general
necesită săpări de șanțuri pentru introducerea conductelor de apă la 70, 80, 90 de centimetri adâncime, în așa fel încât pe timpul iernii să nu înghețe. Pe ce distanță ar urma să fie introdusă rețeaua de apă? Rețeaua de apă, din documentația pe care noi am elaborat-o în 2007 și în 2009, are o lungime de aproximativ 30 de kilometri. Deci, aproape am acoperit toată localitatea? Aproape toată localitatea. Așa, sigur, vor fi probleme atunci, dar cu disconfortul care se creează, însă am rugămintea la populație ca să înțeleagă acest lucru și eforturile care se fac în acest sens. Câte gospodării sunt în Provița de Jos? Cât ți-ar trebui să se racordeze? În Provița de Jos și cele trei sate componente, Provița de Jos, Drăgăneasa și Piatra, sunt în jur de 1200 de gospodării. Sunt convins că nu se poate toate gospodăriile să se branșeze la sistemul de... Trebuie să achite și ei să plătească absolut, ceva, nu? Să plătească taxa de branșament. Restul lucrărilor vor fi suportate de Consiliul Local și sperăm să obținem acest lucru din fonduri europene, iar partea neeligibilă vedem ce va fi la momentul potrivit. Cam cât l-ar costa pe om să se branșeze dacă reușiți să face sistemul ăsta? Bănuiesc în jur de vreo 30, 40, 50 de milioane. Nu am o estimare în acest așa moment. Așa, cu aproximație. Cam în jur de vreo 30, 40. Dar lucrările astea se fac pe o durată, nu? Cam cât le facem cât pe o durată, trebui? După care va trebui să refacem străzile atât la Poiana Câmpina cât și la noi, la Provița de Jos, pentru că nu putem să stăm după fiecare să facă sau să-și facă branșamentul. Asta înseamnă traversări, șanțuri din 2, 3, 4 metri, 5, 6 metri, depinde la ce distanță au locuințele și zonele unde vor să ducă conducta de alimentare, de branșament. Până atunci oamenii vor lua apă în continuare de aici, de la acest izvor, pe care înțeleg că încercați să-l reamenajați? Da, acum suntem în situația de a reamenaja acest amplasament. Oamenii mai iau și de aici și pentru consumul uman o mare parte din populație și cumpără și apă potabilă de la magazinele de alimentație publică. La școli cum ați rezolvat această problemă? La școli, la instituțiile publice, da, în general. La școli și grădinițe am furat, am săpat, fântâni și am alimentat școlile și grădinițele. Singura sursă mai bună este cea de la școala Drăgăneasa, a cărei apă nu este, provine dintr-un puț din apropiere, care nu este sărată sau sălcie, restul apei este sălcie, nu poate fi consumată, dar poate fi folosită la grupurile sanitare și la spălatul pe mâini și la toalete. Deci la toalete și la spălatul pe mâini. Vrei să mai spuneți ceva mai devreme? Da, aș vrea să mai spun că am încercat să restaurez încrederea cetățenilor în instituția primărie. Acest lucru l-am observat și eu la un an sau chiar la mai puțin de un an după ce am preluat postul de primar și oamenii au văzut că am venit cu intenții curate, cu voința fermă de a face bine și de a face lucruri bune, cu devotament și respect pentru oameni și pentru legi. Și în final aș vrea să spun că poate singura mângâiere pentru noi oamenii este prietenia și în acest sens mă bazez pe
oameni, pe colegii mei, și dacă în fotbal este interzis, în politică este absolut obligatoriu. Ca să te ridici, trebuie să te sprijini pe alții. Mulțumim frumos și sper să ne auzim cu vești bune că ați obținut banii europeni pentru sistemul de apă. Și eu vă mulțumesc și ne străduim în acest sens, de aceea am și demarat lucrările de refacere a studiului de fezabilitate, de a obține avizele necesare. Vă mulțumesc și vă mai invit să vedem ce am făcut.